Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Castle Crack. De data aceasta, haide să continuăm pe campaign și play. Bun. Episodul trecut a fost destul de apreciat, așa că am zis să mai continui. Și da, hai să vedem. Fac aici ce trebuie să sar. Oh shit, am avut un micuț leg spike. Da. O să încerc să văd dacă pot să randez în 60 de frame-uri, pentru că eu randez în MPG 2, ceea ce nu are suport decât de 30, de 24 și de 30 de frame-uri. Și așa că, nu știu, mă gândesc să filmez, să văd dacă pot să randez în MPG 4, într-o calitate și mai bună, și în 60 de frame-uri. Pentru că, da, fac, bun, hai că am prins asta. Acum să vedem. Nu văd de la praful ăsta. N-am mai apucat. Fac. Trebuie să avem grijă aici. Pentru că tirurile astea sunt... sau trecurile, camioanele. Merg foarte random. Ele sunt scriptate să meargă... Sunt criptate, nu scriptate. Sunt criptate să meargă undeva. Dar există obstacole, ceea ce le cam blochează, zic așa. Ia, hai să mergem până pe ăștia. Deci, să vedem dacă reușim să sărim. Fac, n-a reușit. Haide încă o dată să încercăm. Deci, asta zic. Deci, s-ar putea ca acest episod să fie în 60 de frame-uri. Nu știu sigur. Eu aș putea să le fac doar în 60 fără să le randez. Fac. Fără să le mai randez, doar că vreau să pun și un intro-ul de la final și în caz că trebuie să stai pe filmare sau să pun un speed-up ceva. Este mai ok așa, știi, să-l randez, le editez. Una, două. Ok, hai că m-am prins. Trebuie să sar cumva înspre ele. Și așa s-ar putea să fie mai ok. Am sărit prea repede. Hai să nu mai folosesc shift-ul. Hai încet. Hai da încet. Mă enervează, mă, că ăștia-s grele de la început, așa. Mă rog, știu că va urma ceva mult mai nasol. Bun, bun, bun. Și goal-ul. Fucking bitch, calm the fuck on. Bun, frumos. Eu, așa, eu force ability. Da, hai să vedem ce ne putem lua. Cu 15.000. Time slow. Hai să putem să încetim timpul. Cred că o să fie destul de ok. Ia. Yeah. Play, campaign și level 3. Poți să joc și level... aparent poți să joc și level 4. Și pe ce? Pe right mouse button. Aha, bun, perfect. Aha. What the fuck? What the fuck, man, a fost asta? Stai că m-am prins. Este simplu, numai că n-am fost eu atent. Ia, bun. Așa. Și aici trebuie să merg foarte repede. Sau... probabil că nu. Ia, stai. Trebuie să mențin eu poziția. Așa, pe ăsta. De aici pe... fac. Dacă ăla era mai în picioare, era mai bine. Uite, și așa pot să folosesc slow motion-ul, care mă va ajuta, de exemplu, să îmi calculez mai bine mișcările. Ce mișcări să mai calculez aici, man? Haide, sar cumva, fă orice. Na, vedeți cum a ajutat asta? Foarte interesant. Să zic așa, pentru că s-au gândit să pună și niște abilități. Oh, shit. Fuck. E mult mai ușor cu abilities. Pentru că... cu abilități, să zic așa. Pentru că chiar te ajută. Adică este un fel de... cum să zic eu... un ajutor foarte binevenit. Pentru că... uitați-vă pe aici cum pot să le ocolesc. Bine, cred că se putea... adică normal că orice level din jocul ăsta se poate face și fără nicio abilitate chiar. Dar este mult mai simplu cu abilități și naiba aici. Fuck! Aha, m-am prins. Deci nu trebuie să fiu foarte în față. Pentru că tipii ăștia... dau un mic fail aici. Ia, perfect. Perfect. Hop! Trebuia să sar mai devreme. Trebuie să...
Te obișnuiești și cu săritul, pentru că nu este foarte, foarte simplu să zic așa. Din cauza că, uite, de exemplu, aici ar trebui să sar, doar că m-am oprit acolo pentru că am sărit prea devreme. Hai să nu avansez așa de mult, să rămân pe undeva pe aici. Așa, și acum așteptăm și... Perfect, bun. Și acum ne alegem unul și continuăm până la final. Perfect, bun. Așa, continuăm și pe aici. Depinde, acum unele levele sunt destul de ușoare, doar că trebuie să te concentrezi. Fac, nu l-am văzut pe al doilea. L-am văzut numai pe primul și am zis că este de ajuns, dar jocul a zis că nu este, mai ia unul de aici. De. Hai ușor așa, hop. Și hop pe ăsta. Așa, bun, m-am prins pe margine. Bieci. Numai, și așa, dacă continuam în față, nu cred că mai treceam. M-am prins în marginea lui ăla, fucking bitch. Când te prinzi de parte, prinzi o viteză extrem de mare. Doar că... L-a început! De ce o plecat? M-a lăsat. Da. Măcar fac... De fapt, punctele cred că ți le dă decât dacă termin. Haide, mă! Relinigă. Pot să mă prind și în spate la un din ăsta. Și hai să am grijă pe aici. Să nu mai folosesc sprintul. De-abia aici să bag un sprint. A sărit peste pod. Adică, scuze că am vorbit, dar că am zis P-ul așa de accentuat, pentru că nu se prea aude bine la microfonul ăsta. Relinigă. Da. Nu știu acum ce să zic. M-o am picat. Ci că m-o am picat. M-o am picat, da. Hop. Și aici. Da, dacă ajungeam la ala din față era epic. Mi-a nervat și praful ăsta care îl lasă, pentru că... Nu știu dacă pot să-l scop cumva, numai că... Nu. Adevărul este că dă un efect destul de frumos. Bun, hai că am trecut. Perfect. Bun. Eu am un plan să termin jocul ăsta, dar depinde acum și de voi. Ba, mi-am luat ăla în față. Hai, ușor, ușor. Ușor, ușor. Pică camioanele. Dă-l încoa. Și dacă era unul pe acolo, era atât de frumos. Doar că de ce să fie? Ori mă pot urca pe camioanele ăștia în sus, nu cred. Oh, the fuck was that? Mi-am luat zborul, efectiv. Ia stai. Poate reușesc să-mi iau și acum zborul, deși nu cred, pentru că... Prind... De fapt, stai, man, cam slow motion, trebuie să-l folosesc. Câteodată mai uit că am abilitățile astea. Adică, acum mi s-a întâmplat, dar de obicei în jocuri, când am o abilitate ceva, ceva nou, uit să-l folosesc. Și acum mi-a fost destul de folos, ați văzut, doar că trebuie să îl folosesc și cu cap. De exemplu, aici ar trebui să mă prind de asta, dar n-am avut destul momentum să ajung până acolo. Momentum. Fuck! Și... Bă, pică ăștia, pică ăștia, pică! Bă, dă-mi și mie unul! Ok, frumos, frumos. Și aici... Cum naiba m-am lovit? O să mare și picioare, serios acum. Așa, așa... Perfect. Fuck! Vreau să mă prind cumva de lateral, numai că este destul de greu, pentru că de obicei pici. Trebuie să vii cumva din spate sau să vii cu viteză, vezi? Ceva de genul ăsta. Ca să prinzi din lateral. Ok, hai să... Bă, îmi pică ăștia în cap, ești prost? Bă, 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 bă! Bă, 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 bă! Dă-mi și mie unul, dă-mi și mie! Nu mi-a dat nimic ca zgârciți. Zgârciți. Ok, stai o secundă. Ah, fuck. Da. Nu știu acum cum să procedez. Vreau să-mi prind un din ăla. Dacă mai lăsam o secundă în spatele lui, era perfect. Dar...
Oricum, developerii de la Jocosa chiar îmi place, au niște idei foarte ingenioase, să zic așa. Pentru că, serios, acum unde ați mai văzut voi un joc în care să sari pe fucking camioane? Om? Deci, nu știu, mi se pare oricum destul de interesant. Trebuie să mai mult de jocuri de la ei. Știu că au lansat un fel de, nu demo, un joc, mai bine zis, de test. Adică să vadă un fel de, cum să zic eu, pre-alpha, un fel de idee de joc, nu un joc, știi? Cam asta au lansat și, nu știu, mi s-a părut destul de interesant. Este vorba de un moșuleț și ceva bombă nucleară. Și mi s-a părut destul de interesant. Dacă vreți, poate îl fac. Nu știu, ziceți-mi în comentarii în momentul ăsta. Uaaa! Perfect! Bine, boss! Haide! Hop! Fac! Oh my god, cum mi-a luat zborul ăsta? Eh, stai, man! Fii atent. Dacă sunt eu, șmecher, fac așa. Hopa. 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 Aici s-ar putea să dau cu capul? Nu o dau. Ce naiba aia se întâmplă aici? Folosește slow motion-ul că nu-l ai de fucking geaba. Man, de ce am viteza asta? Uite și tu. Ah, fuck. Ok. Știi ce? Cel mai bine este să stau așa. Deci eu cred că cel mai bine este să stau așa, pentru că evit efectiv toate ăștia și după aici pot să-mi prind eu viteza care o vreau și să sar cum vreau pe aceste camioane care ar trebui să mă ducă pe mine frumos acolo la goal, dacă nu fac accident. Ok, să nu riscăm nimic, știi? Ok, ăsta e ultimul nivel de pe această hartă. De-abia aștept să văd cum este harta următoare. Numai, cred că e harta cu iarna? Cred. Cred că da. Bun. Oh, shit, vine bolovanul. Vine bolovanul, ești prost? Bă, 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 bă. Du-te, du-te, du-te. Vine bolovanul. Da. Perfect, bun. Am evitat și bolovanii. Oh, uite, asta e harta cu zăpadă. Care cred că este, adică văd, se observă că este destul de simplă. Doar că, da, se mai întâmplă să dai și rateuri uneori. Perfect, și acum ne ducem. Perfect, bun. O lume, dar cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și dacă mai vreți episoade în continuare. Eu până la viitoare v-am lăsat. Pa, pa! Don't you hate when a bitch think that we need you? Bitch, hop on your knees, all this dick in my future. You open for bitches, so easy to reach you. Now once in my life, have I thought I should please you? I'm up on my fatty like Migos, we ready. She sell like spaghetti, y'all money, Gianni. Stop it all, it's the funny. Bitch, I'm so original, just like Fonny. I might catch a body, I'm lying. I'm too rich for that. I need 2 bricks for that. I hit 2 licks with that. What you call your life savings? Bought 2 whips with that. I rub on her clip cause I like her response. Drop with the top down when I rock the pot. Got a pound of the PG, just up in the Tiki. Keep here with me. He bout green like Luigi. I'm knowing you see me, bitch, nigga can't beat me.